Salutare, eu sunt Panduțu și așa cum obișnuit sunt gazda voastră a vlogului Voltaj X-Tour. Ne pregătim să plecăm la Brăila, însă până atunci vom mai face o scurtă vizită în studiourile Vorbește Lumea, acolo unde băieții ne așteaptă deja, o parte din băieți ne așteaptă deja. Până ajungem acolo, țin să vă reamintesc că puteți vedea cum a fost la celelalte concerte din turneu pe canalul de YouTube. Găsiți acolo un playlist cu toate vlogurile pe care le-am făcut pe Tarseu, în caz că ați ratat vreun și vreți să vedeți cum a fost atmosfera și pe acolo. Mă vine să credeți, faimoasa trupă vine la Vorbește Lumea să ne facă să ne simțim ca la 20 de ani. La viitoare joi se va încheia turneul după 15 orașe la București, la sala polivalentă, cu un mega concert, o scenă impresionant de mare, cu tehnologie de ultimă generație și cu niște invitați foarte, foarte șmecheri. Asta surpriză. Pentru că se împlinesc 34 de ani de Voltaj. Da, fiecare an sărbătorim noi, nu mai ținem numărul, numărul anilor, sărbătorim practic al 10-lea albumului, nu-i X, de la 10 român. X, domne, clar, deci albumul cu numărul 10. Exact. Suntem abia la început. Gata, strânsă emisiunea, se sting luminile aici. Plecăm spre Brăila. Am furat fusul. Fusul, dă-mi și mie, hai să te ajut. Da, și rămân eu cu cinelul. Dar ce grele sunt, frate. Așa facem, uite mă, cine mai trebuie sală? 1, 2, 3. Și am ajuns la Voltaj Academy. Să lăsăm instrumentele. A sosit momentul acum să mergem la concert. Suntem echipați corespunzător. A câștigat pe concursul nostru de pe Facebook și are acces în backstage, adică poate să urce din spatele scenei fără să stea în fața scenei, dacă vrea să poate uita la spectacolul nostru din spate, tot spectacolul. Hai cu mine! Gata de Brăila? Filmăm? Filmăm! Suntem gata, e foarte multă lume, ne bucurăm. Mai avem un concert la Constanța și pe urmă finalul de la București, care este o mega producție și unde avem și invitați și e mai complicat decât aici. Până acum a fost senzațional în turneul ăsta și sunt convins că și la Brăila va fi la fel. Povestește-mi cum a fost la Târgu Jiu. Mamă, la Târgu Jiu ne-a plouat grav, dar știi că atunci când plouă, publicul care rămâne e un public hotărât și se creează o energie și mai puternică între scenă și public și ne-am simțit excelent și ei. Au lăsat și umbrelele la un moment dat și eu am fost tudloar că n-am stat sub acoperiș, am ieșit în față și a fost un spectacol care a emanat foarte multă energie și ne-a plăcut. Thank you.
și nici eu nu se plângerea. Chiar trebuie rea o picoare. V-am uzat în jire că nimeni nu mai cea de doar. Chiar în ceasă mi-ați dat în cor. Că am o picioare în par până la terenul lor. Am o picioare, sunt o fetă vânător. Și s-ar cu bine jupare îndeaună în difuzor. Lăsați-mă și la alții. De așa se lumineze un loc. Se face așa. Gata. Gata, am pus. Se vadă toată lumea. Deci la un dia, de la odată asta poți să mori. Dacă mă uit atât, da, dar... Mai da, nu știm sigur, eu zic, ia și vedem după aia. Hai, Paula, că avem... Hai că e bun. Babuliu, da. Alexandra? Da. E la Baburiu. Ce? Cheia de la Craft. Mă, e la Adi. Mesaje! Duminică e ziua Alexandrei, tour managerul formației Voltaj și s-a gândit să ne omenească. Acum ne îndoapă. Am gândit să mă înducesc. Să ne omenească cu niște prăjituri. Prea mari, măi. Hai să le facem. Nimic nu este prea mare, Călin. Asta o să o mănânce panduțul. Dar mai bine nu ne dai la panduț. Mai avem și pentru panduțul, nu-i problemă. Și s-a terminat și concertul de la Brăila. Băieții aici strâng instrumentele. Cum a fost, Călin? Băi, a fost foarte bine. A fost frig? Pe scenă nu, eu chiar am transpirat, că am avut nevoie de un prostop. Aici și cu lumini și cu țărit și cu public cald. Așa, așa. E bine, te încălzești. A fost foarte frumos. A fost al 13-lea concert. Număr cu noroc pentru noi. Mai avem unul în țară și cel mare la București de încheiere de turneu. Bun. Mergem la odihnă. Mâine ne vedem la Constanța. Mâine ne vedem la Constanța. Este Ana. Hey. Și face vlogging pe canalul Voltage Academy. Da, pe Voltage Academy. Acolo vedeți mai multe despre cum se pregătesc copiii ăștia, atât pentru concertele din turneul Voltage, cât și în restul activitățile pe care le fac ei acolo. Da, și în viața noastră de zi cu zi. Ce mai și facem cum, noi pe la... Cum se pare să faci vlogging așa? Sincer, e fain. E fain? E ceva nou pentru mine și e foarte tare. Mie mi-a plăcut. Mulțumesc. Deci, dacă vine de la mine un feedback pozitiv, înseamnă că e bine. Mulțumesc! Deci dați subscribe și la Voltage Academy, dacă toți ați dat aici. Subscribe, dați și acolo să vedeți ce fac și copiii ăștia la Voltage Academy. Pa! Pa!